Capitolul 24. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Iecônia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe lemnar și fierar. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis, ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare pe prinși de război ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Îi voi privi cu un ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu-i voi mai nimici, îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Și ca smochinele cele rele, care de rele ce sunt nu se pot mânca, zice Domnul, așa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpeteniile lui și rămășița Ierusalimului, cei ce au rămas în țara aceasta și cei ce locuiesc în țara Egiptului. Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de batjocură, de râs și de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foametea și ciuma, până vor pieri din țara pe care le-o dădusem lor și părinților lor.